Acum filmez în compartimentul în care la acest moment și în timpul anului sunt găzduiți porumbeii de viteză de mifon, mascul femele, din crescătoria campionului Cristi Șerban. Văd că încă îi mai aveți, domnul Cristi, pe... Nu i-ați Au pui. separat, nu? Au pui, nu? Au și ouă. Trebuie să-i despărțiți mai Urgent. urgent, da? Pentru că altfel cupenajul... Nu vedeți că spui pe jos neinevați? Văd, văd. Ce o frumusețe de pui, uitați. Da. Ce bine crescut sunt. Super. Anul ăsta ai zburat la Vădovie, nu? Am mai spus, Da, parcă. viteza de mifondul, da. Viteza la demifond. Cum s-au mișcat? În... Mișor, la cât au fost ei de antrenați și câtă atenție le-am dat eu vis-a-vis de eliberarea din crescătorie ca să poată fi să Da. zboare, eu spun că au zburat destul de bine. Super. Am înțeles că la anul vreți să-i treceți pe natural, nu? Nu aș fi vrut, că nu se compară vădovia cu naturalul, Exact. dar nu o să am timp, clar. Sunteți obligat, da, așa e. Pentru că nu vreau să mai neglijez la anul pui. Da. Îmi spuneați puțin mai devreme de că anul ăsta v-ați confruntat cu o problemă, cea cu saltul mare la fond, nu? Da, de la 300 și să te duci la 640, Da. s-au pierdut toți alinii. În condițiile în care în tot intervalul de la o etapă la alta, am înțeles că nu prea a zburat, nu prea au zburat acasă, La nu? mine, dar La probleme au dumneavoastră, da. fost pe toată Uniunea cu yardlingii la primul fond. Dar la mine, între fonduri, au fost etape, nu toate, în care nu au fost eliberați, că nu am avut când. Ah. Au venit de la fond, au intrat în crescătorie, au ieșit în cușcă, au plecat la următorul fond. La următorul fond, da? E ceva. E ceva, așa e. Poate se remediază la anul problema și veți intra într-un program din asta Dacă suntem sănătoși și de etape mai normal, să zic vom fi așa. ok cu nemernicul ăsta de virus și vom fi și altfel mai liberi să Da. ne ocupăm de mai multe și să fim și mai liniștiți psihic, Exact. cu siguranță trebuie să fac ceva pentru că îmi bat joc de bani și de munca mea. Da, așa este, așa este. Câți mai opriți pentru lotul de zbor al sezonului următor? Câți mai opriți de La aici? viteză de mifond am 20 de boxe. 20 de femele, 20 de mascul. Nimic mai mult, nu? Nimic mai mult. Și o să, cu siguranță o să zboare mult și de pe odihnitori. Ați văzut, în compartimentul de pui sunt 47, mai am încă unul de rezervă în dreapta de tot 47 de porumbei. Ei sunt vreo 35 și eu am 40 de locuri libere. Și cu 30 la fond, 70. Vreo 10 trebuie să dispară. Da, mare păcat, pentru că sunt păsări cu un bagaj genetic extraordinar. Am zis, singura problemă e timpul la noastră. Păcat. Păcat. Mă îngrozesc când mă gândesc că trebuie să intru să fac curățenia de toamnă și dezinfecție. Nu o compartimente. Lăsați că mă mai ajută băieții. Păi singur, nici nu am cum. Măcar așa să țină de un grătar, de, știți cum. Da. Și responsabil de șpaclu să fiți noastră, nu? Bineînțeles, nu eu 100%, pentru că s-ar putea să termin curățenia în mare. Da. Ok, super.